O să avem miei pe alese pentru masa de Paște. Vor fi însă mai puțini cei care își vor permite să îi cumpere. Fermierii spun că prețurile vor fi cu cel puțin 30% mai mari față de anul trecut și un kilogram de telemea proaspătă costă mai mult. La o stână din localitatea Izverna, ciobanii se pregătesc de venirea Paștelui. Nea Gheorghe ne spune că întreaga lui viață și-a dedicat o creșterii animalelor. Mă numesc Surdu Gheorghe, din comuna Izverna, satul Izverna. Locuiesc aici de 30 și ceva de ani, căsătorit cu doamna Surdu Marioara și ne ocupăm cu animale, cu tot, că nu avem servișuri, nu avem nimic, cu animale ne descurcăm. Câte oi aveți? Avem peste 150 de oi. Acesta estimează că un kilogram de carne de miel va costa chiar și dublu față de prețul obținut în prezent și cu 30% mai mult, comparativ cu 2021. Prețul mieilor în viu în 2022, 18-20 de lei pe kilogram. În condițiile unei toamne secetoase și a unei ierni tot la fel de secetoasă, considerați că prețul cărnii de miel va fi un pic mai mare? Noi așa sperăm, nu știm, dar cu tot credem că va fi mai mare un pic față de anul trecut. Iarna a fost grea, toamna a fost eșetoasă, iarba nu a prea fost, animalele sunt un pic mai slăbuță. Prețului cărnii de miel își va pune amprenta și creșterea prețului la combustibil, a nutrețului, a boabelor de porumb. Da, s-au scumpit și nutrieturile și boabele. Miei care nu vor fi cumpărați de Paște merg la export. Prețurile la miei sunt în prezent la 18,5 lei plus TVA. Nu știm cât va ține prețul. La Paște un kilogram va fi de 40-45 de lei. Majorarea costurilor este principala vinovată pentru un meniu de Paște mai scump cu până la 20-30% față de anul trecut și de două ori mai mare decât este acum. Păi și nu e normal să explodeze. Noi ne gândim la românii care cumpără carne, dar vă gândiți și la ăia care produc carnea aia, în ce situație sunt și cu ce costuri și cum trăiesc. Deci dacă cineva ar mai merge și pe la țară așa și ar mai merge și pe la stâne să vadă cum se cresc miei și cum se fac, totuși să știți că prețul nu reflectă munca depusă de oameni ăștia ca să producă carnea asta de miel. Prețurile sunt încă mici. Nu că o să fie prețurile foarte mari. Parcă am văzut la 40 de lei kilogramul, dacă nu mă înșel. Nu o să fie posibilități, eu știu acum. Deci vi se pare scump pentru... Da, foarte scump, foarte scump. Da. Ce ar trebui să facem? Poate aduc de import. Scumpirile furajelor, a utilităților, dar și a tratamentelor pentru animale au obligat fermierii să mărească prețul cărnii de miel. Masa de Paște va fi mai scumpă anul acesta. Un lucru este cert, dacă vrem să mâncăm friptură, ciorbă sau drop de miel, vom plăti cu cel puțin 10% mai mult decât anul trecut. Un kilogram de carne de miel cumpărată direct de la producător costă acum cel puțin 35 de lei, iar prețul este posibil să mai crească pe măsură ce ne apropiem de Paște.